bucuroși de oaspeți? Da. Doamna Rodica, venim la dumneavoastră cu rezedin. Că ce nume astăzi, în această zi frumoasă de vară, vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Astăzi, chiar și cerurile și-a strâns toate puterile și-a trimis pe pământ mii de picături argintii dătătoare de viață. Și noi, muritorii de rând, trimitem luci cerului să vă dea sănătate, că-i mai bună decât toate, căci având sănătate, aveți și de toate. Aveți și fericire, și armonie, și dragoste, și tot binele să fie doar a dumneavoastră, să fiți înconjurată de oameni buni, de prieteni adevărați, cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă, și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Și am mai spune, la mulți ani, cu sănătate, Domnul să vă dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc, la mai mult și la mai mare. Noi oferim servicii surprize pentru tine. Și vă pune tradiționala noastră întrebare, cum credeți cine a solicitat felicitare? Copilul. Haideți să vedem. Cine această tortă pe frumoasă de sărbătoare. Avem un buchet mare, mare și frumos care vă aparține doar dumneavoastră. Ceva mai tărișor. Și avem aici o diplomă, care am să-i dau citire. Diplomă. Se decernează Crutul Rodica pentru cea mai deosebită, ingenioasă, curioasă și bună mămică. La a ta aniversare s-ai în suflet numai soare, în inimă un dulce foc, în viață o albă floare să-ți dăruiască mult noroc, să n-ai lacrimi, nici tristețe, să ai doar zâmbet și noblețe, să fii așa cum te-am știut, să ai în viață tot ce ai vrut. La mulți ani! Și sigur că de la cei dragi avem și un mesaj. Iubita și scumpa noastră, astăzi este o zi specială pentru noi, deoarece este ziua ta, dragă mămică. Ne oferă prilejul potrivit pentru a-ți spune cât de mult însemn pentru noi. Pe parcursul anilor, soarta ți-a oferit foarte multe obstacole și încercări grele, dar ai putut să le înfrunți pe toate. Ai mers cu drăzenie și ai putut privi mândră în ochii celor ce te-au trădat. Ești o ființă dumnezeiască. Doar datorită ție suntem azi așa cum ne vezi. Mulțumim, mamă, pentru toate sfaturile frumoase și bune pe care ne le-ai dat. Mulțumim pentru felul cum ne-ai învățat să fim. Mulțumim că ne-ai iubit pe toți în parte, fără a ne diferenția. Venim cu o sinceră plecăciune și cu un sărut al mâinilor tale muncite și obosite pentru a ne face zilele mai bune și mai frumoase nouă. Ne cerem iertare pentru toate greșelile care a trebuit să le descurci în locul nostru. Doar o mamă adevărată le iartă pe toate și își îmbrățișează copiii oricum ar fi ei. Viața a făcut ca unii din noi să ne aflăm peste țări și ape, departe de tine. Suntem între străini, dar gândurile noastre duc mereu spre casa părintească, spre tine, dragă mamă. În această zi frumoasă, dorim să te bucuri de fiecare mărunțiș în viață, sănătatea să te găzduiască, prietene să te ajute în momentele grele, să ai credința și puterea Domnului de a aduce la capăt orice gând zămislit într-o binele tău și a celor din jur. Îți urăm o zi de voie bună și sperăm ca dragostea noastră să-ți umple viața la fel cum dragostea pe care ne-o port o umple ale noastre. Lasă liniștea, confortul și armonia să domnească întotdeauna în casa ta. Îți dorim să te bucuri de viață, să fii surprinsă de emoții pozitive, să te bucuri de fiecare minut, să visezi, să ai mereu prieteni fideli, de încredere și, cel mai important, să iubești și să fii iubită. Rămâi mereu aceeași doamnă, luminoasă, amabilă, veselă și zâmbitoare. Te iubim mult! Cu la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vin feciorii Denis, Renat și Roma. La mulți ani!
cred că sunt și ei, aici, lângă dumneavoastră. Puteți să le transmiteți un mesaj? Mică, mă, cu tu, dorinți cele mai mari. De a avea trei copii și doi dintre ei și de gemi. Acum dorința mea cea mai mare. Dragii mame, să vă văd sănătoși, fericiți. Să aveți liniște sufletească și noroc să vă zâmbească în cale. Nu-i doar de voi.